Este închetă în finte ușumare după comiterea unei crime. Potrivit informațiilor de pe site-ul vasiledale.ro, vineri seara doi localnici s-ar fi întâlnit la un pahar de vin. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat între cei doi în noaptea de vineri spre sâmbătă. Cert este faptul că sâmbătă dimineața mama victimei a mers în bucătăria unde dormea bărbatul ucis și a văzut sânge pe jos. Fiul acesteia era acoperit cu pătura, pantalonii acestuia erau lângă el, fiind și aceia cu sânge. Femeia șters sângele de pe jos, dar după un timp, văzând că bărbatul nu spune nimic, a pătura și a văzut fiul fără suflare. Se pare că era complet dezbrăcat și întors cu fața spre perete. Bărbatul prezenta lovituri puternice în zona feței și a capului. Femeia striga după ajutor fiind anunțată crima și la 112. Autoritățile au sosit la fața locului și echipa de criminaliști a început să preleveze probe. Astăzi dimineață, un alt localnic de aceeași vârstă aproximativ a fost ridicat și dus la audieri. Acesta este principalul suspect. Asta după ce și mama victimei s-a întâlnit cu respectivul înainte de a merge în bucătăria unde locuia fiul Ier. Vom reveni cu amănunte despre acest caz.